astăzi ne vom uita la istoria lui Green din Prietenii Curcubeu. Ați auzit foarte bine, frați și surori, astăzi vom face un episod foarte, foarte special. Mai exact, boys, o să reacționăm la o nouă animație de la Game Toons, însă de data aceasta nu este cu Poppy Playtime, fraților, ci este cu Rainbow Friends, mai exact cu Prietenii Curcubeu. Cred că băieții de la Game Toons plănuiesc să facă o nouă serie la Rainbow Friends Play Place și să facă o serie ca și Poppy Playtime, numai că, na, o să fie protagoniștii, personajele principale, Prietenii Curcubeu. Nu uitați neapărat, fraților, să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem reacții la animații cu Prietenii Curcubeu. Și astăzi, boys, o să aflăm care este povestea lui Green din Prietenii Curcubeu, adică ăla mare și verde. Și ce zic, nu uitați like și subscribe. Eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să vedem care este povestea cică tristă, istoria tristă a lui Green din Prietenii Curcubeu. Let's go, boys! Hai să vedem! Ok! Bun! Ia uite cum fuge caracterul din Roblox! Vine Green după tine, sora mea, fugi! Ia uite-l cum vine, bro! Ok, ai grijă! Ai grijă! Bun! A scăpat? Oh, i-a scăpat, mentă, i-a sunat telefonul! Mamă, și Green a văzut! Nu! Mamă, fugi, sora mea, fugi! Mamă, asta tu, maică, s-a fugi! Ăsta e gigantic! Du-te! Ok, boi, s-a ascuns într-un de-asta! Vine prietenul Curcubeu, fugi! Ia uite-l cum vine! Ai grijă! Ia uite-l! Ai grijă! A scăpat? De ce ai deschis asta? Nu, eram sigur! Chica, ce ești tu? Vrei să mă cunoști mai mult? Chica, de fiecare dată când văd prieteni noi, o să gen zic ceva despre mine, gen. Acum o să ne povestească istoria lui. Hai să vedem. Come on, guys, please. Let me out. Ah, boys. Își lua bully în școală, oamenii își băteau joc de el, gen, uitați-vă, l-au închis în ăla, gen. Și că, fraților, vă rog, lăsați-mă afară. Uitați-vă. Totul a început în liceu. Și că, chiar dacă nu eram un monstru în liceu, foarte mulți, gen, trebuia să am de-a face cu foarte mulți monștri, gen, că își băteau joc de el. Uitați-vă. Ah, era foarte înalt, boys, da, este de bully, că era foarte înalt, da, el gen așa înalt ca Prietenii Curcubeu. Îl zicea Beanpole. Și că s-a dus iar la, gen, s-a dus la director, însă directorul nu l-a ajutat, își băteau joc copiii din școală de el. A făcut totul mai nașpa. My parents turned a blind eye to my problems too. Chica, până they figured, due to my size, that I was just overreacting. Chica, zicea că gen nici părinții lui nu-l băgau în seamă, că îi ziceau cum să-și bată joc cineva de tine că ești înalt, nu-l credeau, gen. But I couldn't take it anymore. El asta nu mai putea. A țipat, plângea în fiecare seară, era prea înalt. A fost așa de nașpa. Și părinții mei m-au dus la terapeut. Și mi-a dat o minge de asta de stres. They made fun of me for that too. What's up, toothpick? Ok, fraților, deci s-a dus la terapeut și a dat o minge de asta antistres și a zis că de fiecare dată când e stresat să facă cu mingea antistres, așa, să o facă cu ea, gen, să-și verse frustrarea. Însă ăștia au făcut mișto de el și pe subiectul ăsta, gen, își lua foarte mult bully, Green al nostru. Ia uite, bro, a picat pe jos. Și că asta a tras un pârț, dar na, de fapt n-a făcut, nu. Toată lumea râdea de el, boys. Mamă, și aici s-a enervat. În acel moment, chica, și în acel moment monstru din mine a luat pânzele. And suddenly
My size didn't seem so funny anymore. Mama! The faculty broke us up before things got too bad. But still, they knew now not to mess with me anymore. Mamă, deși că au intervenit profesorii pentru că ăștia s-au luat la harță, însă chiar dacă n-a terminat, ăștia știau că de acum nu mai trebuie să se pună cu el. At least in high school. Și nici măcar, cel puțin în liceu. They were going to the same local community college and they actually started to be friendly to me. Ok, și acum băieții ăștia erau tovarăși cu ei, gen, când au fost la colegiu. Apparently, I had earned their respect. Și că le-am luat respectul. It was all just a trick. Mamă, și l-au fraierit ăștia. Ăștia iară nu-l suportau, îl vorbeau pe la spate. Nu erau prietenii lui. El credea că ăștia sunt prietenii lui, dar nu erau. One day they invited me somewhere out on the outskirts of town. Și într-o zi l-au invitat undeva la o locație care se redeschide, mai exact la Rainbow Friends Play Place. The Rainbow Friends Play Place. I had heard about it before. Am auzit de el înainte. I knew that it was some kind of kid's birthday party venue with dumb mascots. Still, if they wanted to go, I wasn't about to question it. Me and my new friends loaded up in a car and we're off. Ok, boy, și într-o zi l-au invitat aici, gen, lui s-a părut destul de plictisitor, având în vedere că el e, un băiat care mergea la facultate imediat, gen, la colegii se la facultate, deci era într-un fel la facultate. Și, cum îi zice, de ce să se ducă el acolo, unde e un loc special pentru copiii mici? Însă, dacă prietenii lui au vrut, s-au dus. Uiteți-vă cum sunt îmbrăcați prietenii lui, boys. Însă, ceva i s-a părut super, super ciudat la această călătorie, încă de la început. Când a ajuns acolo, arăta ca și cum era închis. Chiar era închis, abandonat. Chica și într-un final și-a dat seama ce face. All right, Stretch. These guys lock all the windows and doors on the first floor real tight, which is why you're gonna reach right up there and open that one. Mamă, deci ăștia voiau să intre înăuntru aici, gen? Ce voiau să facă, să fure? Ce să fure? Eu zic că oamenii au închis la primul etaj totul, gen tot uși, nu știu ce, ferestre foarte, foarte bine. Însă la al doilea etaj n-au strâns așa de bine, așa că tu ești tutin aici, că ești mare și trebuie să deschizi aia. Dar asta e nașpa. Pe bune, frate, credeam că ești cool. Ok, mamă, băi, s-au influențat, gen, și ce vor să facă? Vor să dea o spargele la Rainbow Friends Play Place? Ce naiba, boys? Bun, a zis, a făcut ce-o cerut și-o deschis ăsta. Și că și n-a avut nicio problemă să intre înăuntru. Ok, și a intrat înăuntru, fraților. What I tell you, the Jolly Green Giant was useful for something after all. Chica, mamă, boys, deci a văzut că l-a zis că Jolly Green Giant a făcut iară mișto de el, voia să se ia de el să se certe, însă înainte să facă asta, au auzit un zgomot. Au auzit un zgomot, pentru că aici sunt prietenii curcubeu. Ce a fost asta? Nimica? Doar a fost vântul, da, sutrastă, nu? Da. Vântul. I was scared. Mă, băi, au fugit! More scared than I'd ever been in my entire life. Ok, și-o dat... pune chestia stupidă. Now spread out. This place has gotta have a safe somewhere. Bun. My parents took me here as a kid. The owner must have made bank. They were trying to rob. Mama, ok, boys, acum ne-am dat seama. Gen, a zis, haide să ne despărțim pentru că trebuie să găsim un safe pe aici, deoarece 100% deținător are foarte mulți bani și își ascunde banii undeva. Deci ăștia voiau să jefuiască locul. Ok. Zică, și nu și-au dat seama că Rainbow Friends Play Place are cea mai tare securitate din lume. Monștri. Ba, uite camera. Băi. Ia, uite-l pe owner aici cum stă, pe deținător. Nothing here. Nimic aici? Mamă, Blue! Te-ai dus, frățioară. Ala s-a dus. Ok, s-a dus. Mai ales ăsta. Jeez, don't sneak up on me like that. Chica...
Bine, Paul. Ce că ar trebui să plecăm de aici, frate. Ci că orice urmărești tu pe aici nu merită. Hai să plecăm. Ce că știam că ești un laș, babă. Hai că nu, las frățelul, că vezi tot la tine în spate ce se întâmplă. Uite-te în spatele tău. S-a uitat în spatele lui. Fugi, frățioară, fugi, bro, frățioară. A fugit cât de rapid a putut. Tot fugea. Fugi, frățioară, fugi. Oddworld, a ajuns la Oddworld, la celălalt parc. Aici mai era cu un par de distracții. Asta gen fugea la acest par de distracții care era lângă Rainbow, lângă Rainbow Friends Play Place. Dacă nu știți care e treaba cu parcul ăsta de distracții, intrați la mine pe Marius Iancu Mobile, că am făcut istoria prietenilor curcubeu și acolo aflați mai multe. Mergea gen ideea că ăsta era un parc de distracții care le-au furat toți clienții la ea. Se duce aici ca să ceară ajutor. Ok, fugi, frățioră. Dar n-am mai apucat. Ok, băi, ce s-a întâmplat cu ochii lui? Ia uite, băieți, l-au răpit. Toată lumea mea s-a făcut gen așa, închisă. Cei că nu m-a găsit nimeni până în a doua săptămână. Nu, în a doua zi dimineață, în a doua dimineață. Păi, dar cine l-a găsit, boys, în a doua dimineață? Sperăm că nu patronul. S-a dus la spital. Dar nu mai puteau să facă nimica pentru mine. Bă, dar ce a pățit așa rău? A orbit! Mamă, numai din cauza că voia să pară și el cool. Boys, a rămas orb. Toată lumea a venit să mă vadă, dar eu nu puteam să-i văd pe ei. The therapist who suggested a placebo. My parents who paid me no mind until it was too late. All the other kids who stood by and watched my torment. Da, boy, și după, da, toată lumea acum că era ori, toată lumea a venit să-l viziteze. Directorul care nu i-a făcut nimica, terapeutul care iară nu i-a făcut nimica, părinții lui care iară nu l-au băgat în seamă. Not my tormentors themselves. No, I knew they would never be heard from again. I smiled to myself at that thought. Și că s-a gândit că, băi, el a rămas orb, dar ăilalți doi au murit pe bune, gen, au fost mâncați de prietenii curcubeu. Și că încă n-am mai fost așa de fericit. I didn't want any visitors. That didn't stop him from getting in, though. Și că nu am vrut niciun vizitator, însă asta nu l-a oprit pe el să vină. Pe care el, pe patron? Eram sigur. Salut, frate, cum faci? Mamă, băi, ăsta. Cine ești tu? I told the staff no visitors. Ce că le-am spus să nu fie niciun vizitator. But I am not just any visitor. Nu sunt orice vizitator. I'm here on behalf of a very prestigious law firm. They say you have a real case against Oddworld. Why not give it a try? Don't you want to make those who wronged you hurt? Ok, deci ăsta a zis că și de la o firmă de avocatură ca să dea Oddworld, adică cea apare din sarcină în judecată, nu vrei să... Asta. There's too many of them to count. Și că sunt foarte mulți oameni care mi-au făcut rău. All right, then. Ok, hai. Let's do this. Hai să facem asta. Deci vrea să-i dea în judecată sau ce vrea să facă? La fraierit. Vină cu mine. O să te introduc în echipa mea. Mamă, voi genul fraierește, că ci că face nu știu ce, dar el de fapt îl duce la Rainbow Friends Play Place și îl face Rainbow Friend. Echipa mea, da, echipa mea o să aibă grijă de tine. The man led me straight back to the Rainbow Friends Play Place. Uite unde l-a dus, boys, la Rainbow Friends Play Place. L-a dus înapoi, bro. Însă a realizat când a fost prea târziu că a revenit unde nu voia să revină niciodată în viața lui. Just stand there, please. Doar stai acolo, te rog. Mamă, voi ce a făcut ăsta? Bă, ce nesimțit. Asociatul meu o să vină imediat. Indeed. Now hold still. Ia, uite cine e asociatul lui, boys. Wait, I know that sound. Și că știu sunetul ăla. E acel monstru. Ce se întâmplă aici? L-a luat, boys, și l-a făcut prieten curcubeu. Ia, uite. Doar o să te doară puțin. Te rog.
Te rog, lasă-mă să plec. Oh my god. I was the second rainbow friend. Și era al doilea prieten curcubeu. Mi-a spus green. Îmi plăcea mai mult decât Beanpole, cum făcea aia Caterinca de mine. Asta a fost al doilea prieten curcubeu. Uite. Real friends. And soon he became my friend too. Mamă, deși că bă, lu ăsta-i convine ce i s-a întâmplat, fraților, pentru că și că acum o să aibă prieteni pe bune. So. So. What do you think? Ce crezi despre chestia asta? So awful. Ce că așa de nașpa de tine? Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău pentru ce ți s-a întâmplat. Sorry? Ci că ai fost atent, ai fost atentă la mine? Bă, pe bune, băieți, ăsta îi place ce i s-a întâmplat. Îmi place foarte mult aici. Și tu și eu să-ți plac aici. Nu, 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 nu la pe, nu la pe a noastră. Ce spui? Vrei să vii prietenul meu? Și aici, fraților, s-a terminat. Băi, băi și fete, având în vedere că a zis că el este al doilea prieten, bănuiesc că o să urmeze mai multe istorii la toți prietenii curcubeu. Ei bine, băi și fete, eu am fost Marusiancu. Dacă v-a plăcut, scrieți la comentarii și dacă mai vreți să facem reacții din seria asta, eu sunt fericit să fac. V-am pa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa, fraților!